Iubiții mei, creștinismul este cel care ne descoperă înnoirea omului, noutatea și înnoirea omului. De aceea am zis să ne luăm un răgaz de câteva minute și să ne oprim asupra acestui lucru, pentru că știți care este paradoxul secolului vitezei pe care îl moștenește cel în care am intrat și care sunt în neajunsurile? Pe de o parte, cu cât informațiile, mijloacele de informație sunt mai rapide și mai sofisticate, cu atât noi oamenii ne cunoaștem mai puțin între noi. Pentru că primești știrea, dar nu așa cum este, a fost ea transmisă de la origine, ci așa cum vrea să ți-o transmită cel care ți-o transmite. Care între tine și sursa știrii, întâmplarea adevărată, pune un filtru, o oglindă, o anumită culoare care o deformează. În general se numește manipularea individului și există. Așa încât, iată de ce parcă ne înstrăinăm unii de alții și iată de ce și țările, popoarele se înstrăinează unele de altele, pentru că se contează pe imagine. Iar imaginea este doar aceea care se transmite. Iată de ce este nevoie ca oamenii să se apropie sufletește și fizic unii de alții, prin vizite, prin excursii, prin călătorii, să nu aștepte totul de la televizor și de la internet, că dacă vom ajunge să ne cunoaștem, să ne iubim, să ne urâm, să ne căsătorim, să ne mormântăm doar prin internet, atunci, într-adevăr, ne vom înstrăina cu desăvârșire unii de alții. Repet ceea ce a spus altădată, că un bătrân călugăr înțelept cu viață sfântă a fost întrebat de cineva: Părinte, când o să fie sfârșitul lumii? Și el a răspuns: sfârșitul lumii va fi atunci când o să dispară potecile dintre casele oamenilor. Ei bine, nu trebuie să lăsăm aceste poteci să dispară, să crească iarba peste ele, ci să le păstrăm bătătorite. De aceea este importantă instituția bisericească, fiindcă ea este aceea care ne aduce în fața lui Dumnezeu și ne aduce unul lângă altul. Ați văzut cât de mișcător a fost momentul de azi noapte, când unii s-au hotărât să nu întâmpene anul nou cu ochii stâlpiți pe micul ecran, pe televizor, ci să vină în catedrală sau în altă biserică și să-L întâmpine privind către Dumnezeu, către eternitate, către Cel care ne înnoiește cu adevărat și pe noi și anul în care am intrat. Ne-am simțit că suntem unii lângă alții, iar când am ieșit din biserică, am citit pe fețele tuturor, bărbați, femei și copii, o bucurie extraordinară. Atunci când ești în fața televizorului, ești singur. Pentru că vezi acolo numai ceea ce vrea televizorul să-ți transmită. Dar aici ești în fața lui Dumnezeu, a slujitorilor Lui și la oaltă umăr lângă umăr cu frații tăi și simți comuniunea mai mult decât comunitatea. Și aceasta pentru că cei care au venit aici și-au adus aminte că sufletul lor este cel care are nevoie de înnoire. Iar înnoirea se face și prin rugăciune.